persoane. Persoane care agresează, hărțuiesc, umilesc, amenință angajații. Mai ales, măcar în domeniul acesta nu trebuia să existe așa ceva. Dar de ani de zile lucrurile astea se întâmplă. Bună știința doamnei Daniela Vlădescu, plângeri cu număr de registrare în care dumneavoastră nici măcar o dată nu a făcut o comisie de disciplină, nici măcar o dată nu a răspuns la aceste plângeri. Iar eu pot să vă spun că din punctul meu de vedere am fost hărțuită, agresată fizic, verbal, în sala de balet, în momentul în care am depus din nou plângere că mă cheamă la dumnealui acasă și refuzam avansurile, acesta în sala de balet, după câteva zile, îmi spune să ies afară din sala lui de balet, că nu mă mai suportă, mă ia de mână, mă zvârle afară, mă îmbrâncește de piept și mă ia de training și mă amenință că mă dă afară, că nu te mai suport. Deci comportamentul acesta nu se poate tolera la nesfârșit. Au fost fete japoneze care au fost lovite în cap cu pumnul în sala de balet. Dar doamna Daniela Vlădescu știe treaba asta. De acum câțiva ani. Nu a luat nicio atitudine. Anul trecut am luat un dosar plin cu plângeri, cu reclamații, cu poze, cu tot ce se întâmplă la noi, pentru că n-am mai suportat. Și am fost la domnul ministru în audiență. M-am programat, am fost la dumnealui, am vorbit, am spus ce se întâmplă, am lăsat un dosar întreg. Anul trecut mi s-a promis că o să vină corpul de control. Nu a venit absolut nimeni. Dar în schimb, după câteva zile, lucrul ăsta se poate verifica. Domnul ministru a venit și a premiat teatrul. Da? A premiat pentru activitatea minunată care a avut loc în decursul a multor ani. Din punctul meu de vedere, în compania de balet a fost o activitate îngrozitoare. Ați spus la un moment dat că au fost aduse și animale în interiorul sălii? Sunt, din câte știu eu, sunt pisici care n-am nimic, îmi iubesc animalele. Am și eu acasă și la țară, peste tot. Dar nu au ce să caute pe scenă, nu au ce să caute, dacă pot să spun așa, fecale pe fotolii, pe scenă, în culise, pe cortină, peste tot. Veți mai încerca să mergeți la domnul ministru, toți colegii, mai faceți o încercare acum? Sincer, având în vedere că fratele lui, cu Horațiu Chereche, și este acolo angajat, nu cred că o să se întâmple nimic. O să se acopere ca de fiecare dată totul. Atâți cât suntem și avem curaj să spunem, suntem și la ora actuală amenințați să nu mai vorbim. De către Monica Chirecheș. Eram în sala de balet, Ștefan era de față, a venit Monica Chirecheș și mi-a zis: te aranjez eu pe tine, nu mai ai voie să vorbești nimic. Ștefan era de față. Întrebați-l. Ce mă sunt Ștefan, chiar, în acest Ștefan... sens, având în vedere că nici ministrul nu a făcut nimic și a spus că ulterior au venit, ba chiar i-a premiat. Ce veți face în acest sens? Îi veți da în judecată? Vreți să vă găsiți dreptatea în instanță? Ce vreți să se întâmple mai departe? Am vrea să-i dăm în judecată, dar au relații foarte mari și cu avocați. Din cunoștințe, chiar am lucrat, el predă și la facultate, Horațiu Chirecheș. Acolo m-a licențiat și persoane din domeniul avocaturii. Are foarte multe relații. De asta zic că nu știu dacă se va face dreptate măcar acum, după atâția ani. Nu am încredere, pentru că au frați în Ministerul Culturii, au spate politic și toată lumea ne arată cu degetul și ne spune: cum vă permiteți să spuneți așa ceva despre familia Chirecheș, care sunt niște somități. Aceste somități, din păcate, hărțuiesc, agresează fizic, verbal oamenii la locul de muncă, umilesc și amenință. Și lucrul ăsta de ani de zile, nu de acum. Deci ați ceva mai devreme și ceva legat de partea financiară, că nu ați luat banii la timp, că nu le-ați luat integral, ce puteți să ne spuneți? Noi în fiecare an, în turnee,
suntem obligați să semnăm niște fișe fiscale care însumate pe noiembrie și decembrie fac aproape 4.000 de euro. Iar noi în mână nu primim decât 1.000 și ceva de euro. Cine nu semnează aceste fișe fiscale, îi se spune de către Monica Cherecheș că deja acasă să-și dea demisia, altfel sunt dați afară. Și mulți de frică semnează. Cum putem dovedi, avem niște fișe fiscale fotografiate, dar sunt colegii care pot să depună mărturie că nu au primit decât diurna aceea, în afară de grupul lor mic de bullying, în care mai primesc și gajuri. Acelea sunt pentru rolurile solistice pe care ei le fac și care primesc în plus. Iar grupul lor de bullying, sunt câțiva oameni acolo care, într-adevăr, orice am spune legat de ei, pur și simplu sar la noi la bătaie și citez, ne spun, șez blând. Orice am spune, ei ne spun, șez blând. Orice am vrea să spunem. Sunt 3-4 persoane atât cu care ei își protejează spatele. Mulți dansatori profesioniști excepționali și-au dat demisia și-au plecat. Majoritatea, într-adevăr, din punctul meu de vedere, copii. 18, 19, 20, 21 de ani. Au plecat din această companie plângând, spunând ce au pățit. Iar lucrul ăsta nu se mai poate tolera la nesfârșit. Sunt copii totuși și sunt străini. Ne duc vorba în lume și spun ce au pățit aici. Majoritatea, într-adevăr, nu recunosc, le este frică. Sunt veniți din alte țări, fără părinți, fără nimic. Și văd ce li se întâmplă. Ce atitudine să ia? Doar să plece, pur și simplu. Să plece din companie, dar plângând. Numele, prenumele și funcția, vă rugăm. Petrona de la Serea, Solis Balet. Mulțumim. Am vorbit prea mult, cred că. Am mers în continuare la antrenamente. Da, asta am dat. Mai spun asta? Ceea ce spuneți dumneavoastră este într-adevăr adevărat. Să nu fie adevărat la locul de muncă de către un maestru, coregraf. Și atât nu cerem nimic în plus sau în minus. Atât cerem. Nu mai vrem să lucrăm cu aceste persoane. Au dosare penale, l-au lovit cu pumnii, ne hărțuiesc, ne umilesc, Nu mai vrem, ne este frică să lucrăm cu ei. Și nu se ia iarăși nicio atitudine. Cum v-au tratat la repetiții astăzi după ce uzi materialele din presă? Cum au reacționat? Îmi bat jocură. Râdeau pur și simplu de noi. Vă-i teamă că vă pot da afară? Da. Asta ne amenință zilnic. Astăzi ați lucrat cu domnul Panasiu Cherecheș? Da. Cu toate că noi am cerut să nu mai lucrăm cu familia Cherecheș și nici cu grupulețul lor de bullying. Au un grup mic de bullying, care v-am spus mai devreme. Orice am spune, ei ne spun șez blând. Sau sar pur și simplu la tine, să nu zici absolut nimic de ei. Am cerut treaba asta în scris. Nimic, nici până în ziua de astăzi. Am spus, ne este frică să lucrăm cu ei. Nu mai vrem să lucrăm cu ei. Pur și simplu este un coșmar când ajungem la muncă. Și de cât timp, doamne? De cât timp? De când se întâmplă povestea? De ani de zile. De ani de zile se întâmplă. Noi, de exemplu, noi până acum nu știam că domnul Horațiu Cherecheș este angajat pe postul de solist balet. Nu este angajat pe... Deci el este... noi știam că este coregraf și maestru de balet. Noi nu știam că este solist balet. Dacă este solist balet, el trebuia să danseze în fiecare an. Dar el este coregraf și maestru de balet. Iar doamna Daniela Vlădescu, am înțeles că a sunat-o pe doamna Monica Cherecheș și a spus urgent să-i facă un act adițional domnului Horațiu, pentru că este directoare de companie, să-l angajeze ca și coregraf sau maestru de balet. Pentru că el, dacă a fost angajat pe solist balet, ar trebui să dea toți banii înapoi pe toți anii în care el n-a dansat. Cine este răspunzător să plătească? Și asta, bineînțeles, vă rog încă o dată frumos să se țină de cuvânt și să până la dovedirea acestui lucru, mai ales că domnul Răuț Șefan are un martor, deci nu mai este singur, nu este singur în această, n-a fost singur în această altercație, ca să nu fie crezut. Deci am existat până și eu ca martor și am rămas, bineînțeles.
șocat și de ce s-a putut întâmpla. O rog pe doamna director Monica Cherichis să aplice legea sau sancțiunile care trebuie aplicate pentru aceste acuzații și această întâmplare care a avut loc în incinta teatrului, în incinta teatrului unde ne facem munca noi ca balerini și nu ca luptători de K1, ca să spun așa. Deci noi nu venim să ne antrenăm pentru lupte, venim să ne antrenăm pentru a face spectacole de balet sau de operă. Mulțumesc că atât am avut de declarat. Ce facem mai departe? Dacă nu se vor lua măsurile solicitate. Mai departe vom merge în instanță și sperăm să putem dovedi, chiar și cu martor, să putem dovedi greșelile domnului Horațiu Cherecheș, de a-și permite de a lovi și a aduce injurii acestui colectiv, unora persoane din acest colectiv, care deci, se va soluționa totul deci, în instanță. Deci nu ne vom opri aici. Da, a fost dat în judecat, așteptăm acum să se înregistreze tot la tribunal și să fie trimise citații către persoanele respective în cauză. Numele, prenumele și funcția vorbim. Călcă Sorin Ionuț, balerin, funcția de balerin la Teatrul de Operă de Balet Oleg Danovski. Vă mulțumesc și eu. Sunteți cu contract de colaborare din asta? Nu, sunt angajat. Angajat? Da. Dar nu sunt soleți balet, sunt doar balerini. Am înțeles. Da. Ați vrut asta, doar?